Așa arată balizele gonflabile pe care turiștii le vor putea folosi atunci când vor să înoate în largul mării. Sunt roșii ca să poată fi ușor observate, se prind de corpul înotătorului și au un fluier atașat. Mai mult dispun chiar și de compartimente în care se pot ține în siguranță telefonul mobil și alte bunuri personale. În momentul în care orice înotător obosește, se ține de frută și are la dispoziție acest fluier, da? Cu care poate fluiera pentru a atenționa salvamarul. V-ați simți mai în siguranță dacă, spre exemplu, ați avea o astfel de baliză? Da, m-aș simți că am o vârstă și s-ar putea la un moment dat de la o vârstă să se întâmple niște chestii. Eu am făcut un not de performanță, zic că știu să not, dar ar fi ok. Un accesoriu revoluționar, adică e o chestie care îți poate salva viața. Balizele gonflabile pot fi împrumutate de la salvamari. Nu se închiriază, sunt puse la dispoziția turiștilor, cei care au nevoie. La fiecare punct de observare salvamar sau bazele de salvamar vor fi dotate cu cel puțin 10-15 balize. Pot fi luate și cu bună credință aduse înapoi după ce au terminat îmbăierea. Sperăm pe această cale scădem cât mai mult numărul celor care, eu știu, se află într-o situație neplăcută. Cele 150 de balize au fost donate de o asociație care încearcă să responsabilizeze turiștii. Este un proiect pilot. Sperăm să colaborăm și cu celelalte formații salvamar de pe litoral, însă anul acesta colaborăm doar cu cei din Constanța și Mamaia. Plajele din stațiunea Mamaia și Constanța sunt supravegheate de aproximativ 100 de salvamari.